Presupus violator în serie a fost capturat astăzi în apropierea capitalei. Individul în vârstă de 21 de ani ar fi violat două femei în această vară, iar pe cea de-a doua și tâlhărit-o. Colegul meu, Gerhard Ernst, este la poliția din orașul Pantelimon, acolo unde sunt audiați suspectul, dar și victimele. Bună ziua, Gerhard, cum își alegea individul victimele? Bună ziua, vorbim despre un violator în serie cu o poveste unică. Tânărul admite că le-a violat pe cele două tinere de 20 și 21 de ani, dar spune că era curios să vadă ce e dragoste. Are 21 de ani și el și spune că până acum n-a avut nicio iubită și vrea să vadă ce înseamnă să faci dragoste. Doar că le-a abuzat pe cele două tinere și chiar a avut tupeul ca pe a doua victimă să o ceară în căsătorie după ce a violat-o sub un pod de lângă București. Tânărul nu doar că a bătut-o pe a doua victimă după ce aceasta a refuzat să devină soția lui, a și lăsat-o fără 90 de lei și un telefon mobil. Acum însă tânărul este audiat, riscă să fie reținut și surse judiciare chiar spun că tânărul va fi propus pentru arestare preventivă. Pe de altă parte, tatăl uneia dintre victime este chiar polițist aici în Pantelimon, unde au loc audierile. Care este profilul psihologic al acestui tânăr? Vă prezentăm la Observatorul Orei 16. Îți mulțumesc pentru informații.